Când Hillel al doilea a fixat calendarul, el, în calitatea sa de președinte al Sinedrului, a dat în mod eficient permisiunea evreilor să se închine sâmbăta pentru totdeauna în viitor. Astăzi, cu aproape 1700 de ani mai târziu, acțiunea lui Constantin și reacția acestui Hillel al doilea are încă impact asupra sutelor de milioane de oameni din întreaga lume. Catolicii se închină duminica în cinstea învierii. Acest lucru este în conformitate cu acțiunea lui Constantin, care a schimbat respectarea Paștelui evreiesc calculat lunii solar cu respectarea Paștelui păgân calculat solar. Evreii se închină sâmbăta deoarece legea talmudică justifică actul de a păstra o zi din șapte atunci când cineva nu știe când cade adevăratul șabat. Cei mai mulți protestanți se alătură catolicilor în închinarea de duminică, prima zi a săptămânii moderne, săptămâna gregoriană, presupunând că este ziua învierii. Protestanții care păstrează șabatul de sâmbătă se închină sâmbăta pentru că este a șaptea zi a săptămânii moderne și ei presupun că deoarece evreii se închină sâmbătă, trebuie să fie șabatul biblic. Musulmanii de asemenea onorează metoda păgân-papală a calendarului gregorian și merg la moschee pentru rugăciunile de vineri. Că vinerea a fost pe locul 7 în primele săptămâni romane de 8 zile. Nu este posibil să căziți adevăratul șabat al zilei a șaptea folosind calendarul gregorian modern. Acest calendar solar nu este nimic mai mult decât o metodă de calcul păgână a timpului. Calendarul iulian timpuriu a fost stabilit de păgâni pentru păgâni. Acesta a fost adoptat în mod oficial pentru uz eclesiastic la Consiliul de la Nicea. Acesta a fost ajustat ulterior de astronomul iezuit Christopher Clavius la cererea papei Grigore al XIII-lea, de unde și numele calendarul gregorian. Clavius a confirmat faptul că originea calendarului iulian și astfel calendarul gregorian care vine de la el se bazează pe păgânism și nu are niciun fel de legătură cu calendarul biblic. În explicația sa despre calendarul gregorian, Clavius a recunoscut că atunci când calendarul iulian a fost acceptat drept calendarul bisericesc al bisericii, calendarul biblic a fost respins. Biserica catolică nu a folosit ritualul evreiesc de celebrare a Paștelui, dar întotdeauna în celebrarea ei a observat mișcarea lunii și soarelui și astfel a fost sfințit de cei mai vechi și cei mai sfinți pontifi din Roma și de asemenea confirmat de primul Consiliu de la Nicea, cel mai vechi și cel mai sfânt Consiliu al pontifilor de la Roma. Aici se referă la Colegiul Păgân de Pontifi, dintre care Constantin, în calitate de Pontifex Maximus, a fost capul. Constantin a dorit unitate. A realizat acest obiectiv prin ecumenism și interzicerea utilizării calendarului biblic pentru comemorarea morții lui Iahușua. Hillel al doilea a dorit supraviețuirea fizică a iudaismului.
El a atins obiectivul de a se compromite cu păgânismul și a modificat calendarul biblic. Rezultatul acestei acțiuni și reacția ce a urmat a dus la acceptarea de către mulțime a faptului că sâmbătă este șabatul biblic și duminica este ziua în care a înviat Mântuitorul. Astfel, creștinii și evrei au calculat zilele de închinare folosind calendarul solar păgân și neglijând adevăratul șabat al lui Yahua. Nici unul dintre cei care doresc să se închine Creatorului în șabatul său sfânt nu va calcula zilele de închinare prin prezenta urăciune a pustiirii care îl dezonorează pe Yahua și pustiește sufletul. Doar calendarul unisolar al creației poate indica cu precizie când apare adevăratul șabat. Lasă deoparte tradițiile omului, acceptă numai cuvântul lui Yahua și închină-te lui prin metoda sa rânduită de păstrarea timpului.